Vă salut, prieteni, suntem la stâna din Muncelul Jețului și am venit la măsuratul oilor. Te salut, te salut, Petrică! Respect. Asemenea, ce faci? Le bagi mai repede acum. Ceva sărbătoare, de aici. Foarte bine. Primite-ne și nouă harul prea sfânt de viață, făcătorul tău, Duh. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fratele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă. Neputințele miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum în ceruri. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne, miluiește una cu dânsii. Înmulțește-le, întărește-le și le fă pe ele într-o mic. Izbăvește-le de toată asupirea diavolului, de prădător, de toată mântuiala vrășmașului, de văzduhul cel neprielnic, de toată boala molipsitoare, ocrotește-le cu sfinții tăi îngeri și depărtează de la ele toată pisma și ispita farmecilor și ajutorie care vin din lucrarea diavolească. Că a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Doamne, turma aceasta și o izbăvește de toată răutatea, de răpirea vrășmașilor celor văzuți și a celor nevăzuți, de cumplita moarte, de toată boala și neputința și de toată lucrarea diavolească și omulțească. Să cu această apă Părăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul Cel, fără de moarte și Dumnezeului nostru să cerem, Domnului să ne rugăm, dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul, care-ai călcat moartea și pe diavolul ai surmat și-ai dărit viața lumii tale, însuși, Doamne, și sufletele adormiților rupilor Tăi ce s-au pomenit cu tot neamul lor cel adormit. Le odihnești toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și de oameni iubitori, iartele lor, Dumnezeu să ierte. Păi cam seamănă. Ce faceți? Să vedeți acum producția, da. Să vadă domnul fotograf. Bun, lapte mult să aveți toți. La oițe. Nu are nicio.
unde să nu lasă. Salut, sănătate multă. Cum? Dască, domnul Vasile, bine ați venit la noi. Bine te-am găsit. Bine, dragul meu, bine. Nepoțica? Hai, nu acum, Ștefan. Hai acum, că nu veni alta, nu o lase acum. Hai, hai aici, Ștefan. Ține-mi toți, Ștefan. Liviu, ce face? Ai început deja activitatea. Activitate. E bun. Să-ți pui pe dacă-ți trebuie să... Da, da. Stă, asta e Ileana Patrici, mi-am zis care... Petrică, tu de când ai lăsat ginerele la... Mai de mult. Mai de mult, e? Da. Și la pensie. Și la pensie, și de la mine, și de la voi. Bun. Nu mai mă lasă nici la ciobanie. Nu. Îi place. Bine ar fi. Îi place. În familie. Păi da. Trebuie și tineretul, ca în fel. Păi aici mai mult tinereti. Păi chiar. Lasă dracu morțele. Seamă la tot. Doride! Domn primar, cam fiecare an ați venit și la Muncelul Jețului, la măsurat. Da, în fiecare an încercăm să participăm la toate adunările oilor din munții noștri. Astăzi suntem la Muncelul Jiețului, unde peste 15-16 familii, cred, din Jieț se adună aici cu efectivele de animale pe care le au în gospodărie. Astăzi este cea mai importantă zi. Chiar o sărbătoare, nu pentru familii, să zicem. O sărbătoare și o zi importantă din punct de vedere, pot să zic statistic, dacă ne luăm așa, pentru că astăzi fiecare crescător de animale își arată ceea ce a muncit el timp de 6 luni de zile, adică cum, în funcție de cum a întreținut animalele, astăzi ele își arată valoarea, astăzi se măsoară laptele pe care apoi în perioada de vară până undeva spre sfârșitul lunii august, 1 septembrie sau poate chiar mai târziu, își iau produsele după animalele pe care le măsoară astăzi, adică în funcție de laptele pe care le măsoară astăzi, până la sfârșitul verii, vor fiecare baci de aici, din Muncelul Jiețului, vor lua brânza. E o tradiție veche aici la noi, în Petrila. Foarte veche, cred că vine de pe vremea dacilor. Munții ăștia au fost populați de către păstorii cu animale, de către momârlani, de către cei care locuiesc și astăzi, sau moștenitorii celor care locuiesc și astăzi satele din orașul Petrila, Jieț. Da, cum ne place nouă să spunem, ținutul momârlanilor petrileni. Da, ținutul momârlanilor petrileni la Petrila, dar noi aici în Valea Jiului suntem în ținutul momârlanilor din Valea Jiului, pot să spun că de la Cimpa și până la Câmpul Uneag, sunt toate zonele sunt și au fost populate de către momârlani în primele etape și apoi ulterior, odată cu descoperirea zecămintelor de cărbune, au venit începând cu anii 1700-1800
și alte naționalități la noi, din aproape, pot să spun că din toată Europa au venit oameni din, din Valea Jiului și implicit și în orașul Tătila. Mulțumim! Domnul Cristi, ați mai fost la astfel de... Da, am fost la foarte multe evenimente de genul acesta și chiar îmi place să particip la evenimentele de genul acesta. Îmi place foarte mult munții noștri și mă simt totdeauna onorat să particip la evenimente, cum zicem noi, la măsuratul oilor, da, așa se zice aici în zonă, și sunt foarte bucuros că și vremea ne ajută și o zi deosebită astăzi. Mulțumim! Domnul Andrei, îți mulțumesc că m-ai adus până la mare drag oricând stâna din Muncelul Jețului și nu numai, peste tot. Peste tot, pe unde, știu unde că tu, sunt drumuri și nu tu ești mămârlan jet pe jet. Un fel. Și am văzut că nu neapărat că îți place să mergi cu mașina, dar îți place... Locurile. Exact, exact. Locul. N-am uitat niciodată unde m-am născut și aici am rămas mereu. Mulțumesc mult! Și acum, cum ne spuneai, vezi munca de 6 luni de zile, nu? Exact. 6 luni, că nu. Cum să vede? Aici, la stâna din Muncelul Jețului, cel care are cele mai multe oi iese prima dată la brânză. Da, asta e regulă. Și după aceea, cel care are... Urmează la brânză, care are brânză mai mult, nu contează numărul. Lapte, care are lapte cel lapte mai mult. Mai mult. Da. Te atrage un pic mai în față. Și cât se dă la... 49 de litri la litru. La litru. Deci se mulțește cu 7. Totul se mulțește, da, cu 7. În fiecare an acolo văd că se fac semne, selecții. Cum e anul ăsta acolo? Mai mult sau mai puțin? Nu știu încă, dar mai multe. Da, da. Și după aceea, la anul, cred că trebuie să dai cu... Sau dai cu rindeaua. Las nou. Las nou. Nu știm noi. Cum vrea Dumnezeu. Da, da. La Dumnezeu mai mult, de la noi mai puțin. Petrișor, cum se prezintă oițele, că viitorul tău se vede, uite, în spate acolo. Și al lui domnul Crăciunescu, numai tinerete. Bravo! Să ne pensionăm și noi cu ei! Văd că sunteți îmbrăcate în portul național al momârlanilor, nu? Da. Și câteva cuvinte ne puteți spune din ce se compune? Păi, e ciupiagul. Ciupiagul care e cusut pe pânză, pe jol și cusut pe fir, prelastic cu sârmă. Și se mai găsesc undeva de care fac așa? Da, da, s-a mai da? Găsit. Și la Băruț? La Băruțul fiind de... Da, ca o vestă, da. Și cătrințele și poalele nu le-am luat, că e greu. Da, mai ales în da. Ziua de astăzi, că trebuie să ajutați aici la... Da, așa, că e tradiția, am mai luat. Da, foarte frumos, felicitări. Sănătate să aveți. Doamne ajută. Sisoie. Da, domnul Laurențiu. Da. Tu n-ai mai coborât, așa-i? L-a urcat tot aici o rămâne. Auzi când primesc oaie, da, mai ales să fii să-ți bine.
Credeam că nu ești aici să-l ajuți pe tăticul. De? Nu te văzusem. Dar cred că mai bine că le-ați băgat acum mai repede. Da, că vine ploaie. Da. Să ne ierte. Anul trecut măsurai sub umbrele și sub... Da. Când se măsurăm. Da. S-a dat aseară la bou. Da, am văzut. Eu am fost cu o zi înainte. Acum. Frate, Laurențiu, să vadă cum se face brânza, să nu zică că e scumpă. Da. Când ai spus că te-ai prea să spune că e scumpă, dar uite ce muncă e. Câtea muncă. Care știi? Mai ales că am prins de la urcat tot. De asta iarnă, nu era urcat. De fapt, da, vorba ta, de asta iarnă, de când... Asta e, tata. Animalul se crește foarte greu. Da. Care știi, care nu știi, toate scumpe. E scumpe, dar cât muncești aici? Că aici plouă, ninge, bate vântul, trebuie să te duci cu el. Da, le ții să doarmă în țar. Care știi, care nu știi... Tot păi și aici o ploua tare? A luat ieri o ploua puternică. Da? Dar nu, dar nimic a gheață. Nu, dar tot o podat, mai puternică. Plec la uniu. Ca să scoți un chel de prânză, câtă muncă trebuie să faci. Da. Ale! Hai, nu știu de ale mă trec, am mai bagă-i poate să nu-i să mă mai bagă. Stau cu gândul să se facă. Hai, sirbă, la urmă, mă mai bagă. Sară când intri în sală, cred că sirbă într-o mă. Mai aveți? Sorda! Are răbdare! Hai, domnul Vasile, nu muși. O să vin când mă chem odată, când ești doar tu singur pe aici. Pe... Acum e prea multă lume și nu vreau să... E prea aglomerată. Da. Facem schimb atunci, eu îți dau aparatul. Ce iasă. Și dacă cumva vine un gând după aia și... Și mai locul. Schimbăm. No.
Nu că nu mi-ar plăcea. Dacă să ții animale, trebuie să să fii născut pentru așa ceva. Dar acum, după ce se termină măsuratul, pleacă doi cu oile? Trei. Trei? Da, trei ciobani. Trei ciobani trebuie. Dar cam câte oi sunt aici? 350. 350. Dar cum murge laptele și măsoară acum? E cineva jos care măsoară? Nu știu dacă sunt mai mulți, se apucă și măsoară, da. Deci nu așteaptă până să termine. Nu, ca să termine mai repede. Da, da. Normal, te lea în chelii cu măsura, așteaptă. Mai ai Alin? Alin mai are 40, dar nu vrea să spună. Ce faci? N-am prea avut astăzi timp de tine, că ai fost de... De servici. Cum, ești bine? Da. S-ai rămas? Da, ai rămas? De când am ieșit cu oile. Da. Rămâne alef, nu merg. E copil fain. Seamănă cu mânușa. Cine care cu cine? Și harnic. Care are nevoie de voi la
Păi aveți bază să vă prindă oile. Aveți bază, uite acolo. Andrei, nu? Da. Silvia. Mere la stână, domn primar. Zică mere la stână, jos. Da, da. Mere să se pune pe aici. Asta, cum e? Asta, o sută la aici. Hai, Vasile, hai la video, hai la video. La papa te vezi? Boala, la acolo e. Fii atent ce trag de eu. Bă, dragă! Auzi, Petrișor, dar de ce ai pus flori aici, bujnor? Ce semnifică? Sunt de cineva. Da? Dar cupa câți litri are? 7 litri. Fii atent acolo. Și 7 se mulțește cu 7 aici. 16 litri. Dacă se face un kilogram de caș, cam cât lapte se ne? Depinde cât e gras de laptele. Normal din 3 litri jumate maxim 4. Este un kilogram de caș. Acasă iese și e mai gras laptele. Da.
Avem pe aici peste așa că trebuie să luăm, da. Și aia, cana aia, cât o să reprezinte? Deci aia, aia e o viadră. O viadră. Mare, da. Viadra e un litru. Un litru, da. Un pic, cana. Și 7 găleți de alea, e o viadră. O viadră. Da, și... Din asta? Da, da. Și... Cum ar fi 7 cioiuri, cioiuri? E o găleată, care... Un ciui e un litru de lapte, când iei brânză. Când iei brânză. Când iei brânză, da. Un ciui e un litru de lapte. Da, da, da. Cât mai mult. Cât e mult, cât e mult. E faină foarte tradiția frumos. Asta și obiceiurile. Exact, foarte frumos. Și locul ăsta aici. Tot e minunat, da. Bine că totuși ținu cât de cât. Și uite, ați făcut fain și aici. Am avut loc, a făcut toată lumea, să stai, să nu stai. Da, da, că uite, cum plouă acum. Da, care prindea la scuteală, vine, care nu prindea. Le duceți tot în aligiu. Nu am un clasă golă. O clasă golă, da. Nu mulțumesc. Nu că e un antibiotic. Nu. Domnul fotograf. Ce vă servim? Cu nimic, ca mulțumesc mult. Să nu tragi ca asta odios și cad puii. Asta numai de oraș, acolo. Adică, de ce cad puii? Ce fel de pui? Explică. Pui de găină. Unde? Că nu-i văd. Aici, în adâncuri. Aici, în adâncuri. Boce făcute vechi. E meseriașă. Dar modelele astea sunt făcute doar aici, în Valea Jiului? De aici au plecat toate ele bune. Da? În Valea Jiului. Maminile dau înapoi, că mai și noi la pensie. E bună, bună treaba. Mă duc până la filmarul tău. Nu,
Deci 7 e cupa. Da, da. 7 ori 3, 21. 22 ori 4. Și vreo cât doi. Fetele l-au obsecut. Da, cum sună? Grecia.